Bună ziua! Subiectul imunizării întotdeauna a provocat reacții dintre cele mai aprinse. Unii specialiști spun că vaccinându-ne ne protejăm de o serie de maladii infecțioase, iar cei ce se declară împotrivă zic că vaccinurile ar aduce doar daune organismului. Despre imunizare vom vorbi în continuare cu medicul pediatru Dorin Agache. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Zic să trecem direct la subiect, pentru că e unul controversat totuși. Absolut. Câte vaccinuri sunt obligatorii în țara noastră? Există pentru fiecare țară un calendar național, da, cu vaccini care se încep chiar din primele 24 de ore de naștere, deci avem vaccinul BCG și cu hepatita virală B0 și apoi avem revaccinările pentru hepatită și încă câteva la vârsta de 2-4-6 luni, da, așa. Hepatita, virusul poliomielitic diferit, tetanus pertussis, hemofilus influenza, rotavirusul și ne apropiem la vârsta de un anișor când trebuie să revaccinăm copilul cu pneumococ și deci triplul vaccin ROR, rujeola, oreonă, rubeola. La 2 ani revaccinăm pentru DTP și deja tocmai la vârsta de 7 ani revaccinăm același ROR, rujeola, oreonă, rubeola, împreună cu DT-ul și începând cu vârsta de 7 ani, din 5 în 5 ani până la 40 ne revaccinăm pentru difterie și tetanusul, DT-ul și după vârsta de 40 de ani, la fiecare 10 ani până, da, se întâmplă, deci adultul se revaccinează cu DT. Totodată există, acestea sunt vaccinele din calendarul național, sau așa numitele vaccine obligatorii. Uh-huh. Desigur, avem și vaccinele facultative, același vaccin contra varicelei, vaccinurile sezoniere antigripale, da. Și mai nou este vaccinul contra human papillomavirusul, care se deci instituie la fetițe și chiar și la băieței, conform standardelor internaționale. Încă nu este un vaccin obligator, da, încă la noi, dar urmează să fie și el asociat calendarului național de vaccinare obligatorii. Mulți părinți se îngrijorează și zic că sunt prea multe doze de vaccin într-un interval foarte scurt. Deci, într-un an și jumătate, copilul primește peste 20 de vaccinuri. Da. Din ce cauză se face așa și dacă poate influența starea de sănătate a copilașului? Foarte bine formulată întrebarea. Haideți să facem aici o claritate. Practic, vorbim despre același vaccin de mai multe ori, mai multe doze. Doar că este dozat, foarte corect. Adică, odată administrat, chiar, vorbim despre exemplu despre vaccinul BCG contra tuberculozei. Se știa înainte că se face în primele 3-7 zile de viața a bebelușului nou născut și apoi se revaccinează la vârsta de 7 ani și erau diferite scheme. Până acum câțiva ani, când deja s-a refăcut acest vaccin și el este într-o singură doză. Despre celelalte vaccini vorbim așa, deci a administra o singură doză, asta ar însemna deci o impunere a organismului să lucreze într-un ritm extrem de forțat. Iată de ce Organizația Mondială a Sănătății, împreună cu oamenii de știință la nivel de laborator, au dozat acest vaccin în trei subdoze, astfel ca sistemul imun al copilului să primească informația dozat și să reușească într-un tempo destul de lent să facă anticorpi corect pentru acești agenți infecțioși, ca ulterior această imunitate să se așeze la nivelul sistemului imun și ulterior, odată întâlnindu-se cu acest agent infecțios, copilul să nu facă boala. Iată de ce atunci când vorbim despre foarte multe doze, nu vorbim despre foarte diferit, pentru că vorbim despre același DTP, hepatită, poliomielită, hemofilus influenza, rotavirus, pneumococ, este exact aceeași vaccinare de la 2, la 4 și ulterior la 6 luni. Doar că se recomandă că acest interval să fie de minimum 60 de zile. De ce? Pentru că asta este perioada când organismul, odată cunoscându-se cu o doză de vaccin, va sintetiza anticorpi. Ulterior, după 60 de zile de sinteză, o altă doză nouă, iarăși îl va face pregătit pentru a se începe o nouă porție, da, de sinteză de anticorpi. Deci practic nu vorbim despre foarte multe vaccine. Deci foarte, foarte clar, este dozat totul pentru binele copilului. Absolut. Așa ca și el să poată să facă anticorpi. Deci este o compleanță între administrare și percepere ce trebuie să fac cu acest vaccin. Alți părinți zic că nu administrează acest vaccin sau aceste vaccinuri copiilor din teamă că odată cu ele ar putea introduce în organism substanțe periculoase, cum ar fi mercurul, aluminiul. Aluminiu, da. Ce comentați la acest subiect? Deci,
Hai să subliniez și fac chiar și pentru introducere fraza. Practic, noi doctorii suntem vectori de informatizare. Da? În același timp, în ultimii ani, avem acces la informație deschisă, site-uri, mass media și așa mai departe. Sunt de acord că sunt foarte multe site-uri fake atunci când încearcă să denigreze tot ce se numește campania de vaccinare și multitudinea de reacții adverse și foarte mulți pun accent exact anume pe subcomponentele din vaccin. Se vaccinează de zeci de ani toată populația și eu sunt deschisă pentru tot ce se numește dezbatere atunci când spun că anume vaccinul a fost cel care a instituit A sau B sau C reacție adversă. Nimeni nu exclude că vaccinul poate da reacții adverse. Absolut, până și în prospectul vaccinului este indicat acest lucru. Până la urmă, vaccinul rămâne să fie un produs chimic, un produs medicamentos care obligator se poate întâmpla, dar destul de rar să tragă după sine reacții adverse. Și când vorbim despre concentrația de același mercur sau același aluminiu, noi știm exact că și laptele matern conține, deci, aceleași microelemente, păi nu înseamnă că o să privăm copilul de alimentația naturală. Doza este extrem de minimă, extrem de minimă și niciodată acel mercur sau aluminiu din componența vaccinului nu va institui acele reacții adverse care le poate institui per general mercurul sau aluminiu, pentru că nu poate să fie eliberat un vaccin într-un stat până nu este trecut la toate etapele de verificare. Nu s-a întâmplat niciodată să văd din propria experiență sau chiar din cărți sau din toată ce se numește documentația științifică un copil care să aibă exact dozat aluminiu sau mercuriu după vaccinare ca fiind la un nivel toxic sau la un nivel care i-ar induce anumite reacții negative asupra organismului. De aceea, dacă ne referim exact la subcomponentele vaccinului, nu se întâmplă niciodată ca să fie supradozaj în urma vaccinării. Alții asociază și mulți asociază vaccinul cu autismul. Aici există o explicație foarte logică. Oamenii de știință și în special dacă vorbim despre Societatea Americană de Pediatrie și chiar și în studiile clinice de cohortă de pe site-uri găsim. Autismul este o boală genetică. Doar că există o singură subliniere. Manifestările acestuia devin mai evidente și chiar le putem percepe și la domiciliu la vârsta de după un an. Însuși chiar și centrele specializate pentru testarea acestor copii așteaptă pentru testare vârsta de 18 luni. Deci este exact coincidența dintre vârsta când copiii se administrează vaccinul ROR. Foarte mulți reagă autism versus ROR, da? Rujelor, reoreonul, rubeola, vaccin care se instituie de la vârsta de 12 luni și atunci zic că imediat după vaccin s-a instalat. Nu. Autismul are exact stabilită cauza genetică. Copilul se naște cu această problemă și atunci se coincide doar vârsta. ROR versus vârsta când încep să se manifeste aceste simptome. Avem foarte mulți copii diagnosticați cu autism care nu sunt vaccinați categoric, cum se explică acolo. Deci nimeni nu ne dă răspuns la aceasta pentru că se retrag doar pe câteva cazuri. Este foarte greu să se accepte familia care are un copil autist când știe exact că problema este de la naștere și atunci e mai ușor să dai vina cumva pe vaccin. Deci nu există niciun argument științific vaccinare versus autism. De foarte multe ori avem autismul virtual. Când copilul este vaccinat, părinții ajung să dea vina pe vaccin, trec toate terapiile de dezintoxicare a tot ce se numește gadget-uri, copilul este bine mersi și atunci își retrag această părere. Dar acest caz rămâne să fie undeva pe un site și alți părinți încep să citească despre asta. E clar dovedit științific. Uh-huh. Autism, boală genetică, nici de cum. Multe mămici v-au întrebat pe pagina noastră de Facebook dacă personal vă vaccinați copilașul. Da, absolut. Eu sunt pro-vaccin și vreau aici să menționez că doctorul nu trebuie să fie persoana care bate cu pumnul în masă și zice vă vaccinați și nu discutăm. Părinții trebuie să adreseze întrebări doctorilor și trebuie să aibă foarte multe, într-adevăr, semne de întrebare, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în tot ce se numește sănătatea copiilor în ultimii ani, altfel decât erau în anii precedenți. Și trebuie, într-adevăr, să fie bine informați. Corect. Dialogul trebuie să fie foarte activ. Întrebări, răspunsuri. Cum pregătim copilul pentru vaccin și dacă
chiar este nevoie de o pregătire specială? Medicamentoasă, categoric nu. Uh-huh. Pentru vaccin este îndeajuns copilul să fie cu stare generală de bine. Da? Copilul sănătos, fără niciun simptom de boală, nu e obligator, dar totuși este recomandabil și chiar eu personal recomand un screening de o analiză generală de sânge și de urină, care ar putea să anticipeze anumite probleme în sănătatea copilului. Văzând stare de bine, consultul medicului de familie sau pediatru sau doctorul de la cabinetul de vaccinare, plus analiză de sânge și urină, și atunci copilul are verde sau nu pentru vaccinare. Dar în ce cazuri este contraindicat vaccinarea? Hai să zic așa, deci contraindicații absolute și relative. Vorbim despre contraindicații absolute atunci când clar copilul este diagnosticat cu un sindrom de imunodeficiență primară, același HIV-C, da? Dar iarăși, nu înseamnă că acest copil nu o să fie vaccinat în general. Așa. El ar putea să nu fie vaccinat la moment și vorbim deseori despre contraindicații relative. Ce înseamnă asta? Copilul la perioada de vârstă care o prezintă conform calendarului, ar putea să nu fie vaccinat, dar nu înseamnă că nu îi se formulează un calendar individualizat mai târziu. De exemplu, prematurii sau copilul care prezintă o patologie acută a pielii și nu este acces liber pentru a introduce vaccinuri prin tegumentele de lezate, sau copilul prezintă o patologie acută infecțioasă, ORL, respiratorii, abdominal și așa mai departe. Acest copil îi se va amâna vaccinarea pe un termen neprecizat, ulterior împreună cu medicul pediatru sau de familie, se stabilește când se începe vaccinarea și care vor fi calculele, ce reușește să recupere și ce nu, pentru că sunt anumite vaccini care au un termen limită până când se poate începe vaccinarea lor. Uh-huh. Dacă s-a trecut acest termen, desigur, vaccinul se poate întâmpla să nu mai fie posibil de recuperat. Așa, am înțeles. Care reacții adverse sunt absolut normale după administrarea unui vaccin? Și iarăși, mulți părinți ne întreabă de ce la privat aceste reacții întârzie să apară sau nu apar deloc și la stat se întâmplă că apar de, în cele mai multe cazuri. Eu aș zice mai mult că este un stereotip în momentul ăsta, pentru că în același volum am întâlnit copii atât vaccinați la o instituție privată cât și la o instituție de stat. Dacă este să aibă reacții adverse, va avea reacții adverse. Dar de ce depinde aceste reacții? În primul și în primul rând de răspunsul imun al copilului. Da? Vorbim despre reacții adverse imediate și reacții adverse întârziate. Dintre cele imediate pot să fie chiar cele locale, adică înroșirea zonei de introducere a vaccinului, ușoară indurare, chiar și care poate să persiste până la 2-4 luni, să zic așa, limitarea mișcărilor în membru care a fost vaccinat, da? În special dacă vorbim despre bebeluși, chiar și cea mai mică atingere la vârsta de 2 luni, piciorușul, în special piciorușul drept, acolo unde se vaccinează vaccinul DTP. 3. Ar putea să fie vorba despre o agitație, pentru că același DTP în câteva ore, 4 ore de după vaccin poate să dea dureri de cap, iar cu un bebeluș de 2 luni, cum o să zică? O să plângă isteric. Părinții se panichează. Chiar și nu, somnul din acea noapte ar putea să fie extrem de agitat. Atunci părinții consideră că asta este o reacție extraordinară, copilul meu nu a suportat bine. Nu, este o reacție absolut normală, pentru că în acel moment, întregul sistem imun al copilului este pus pe roate pentru a începe sinteza de anticorpi. Da. Recunoașterea antigenului din vaccin este o fază destul de anevoioasă pentru organism și asta l-agită, refuză să mănânce, este mai agitat, mai plângăcios, se urinează mai puțin. Toate aceste momente sunt absolut normale. Probabil, din lipsa de informare, unii părinți le abordează ca o tragedie și refuză să mai vaccineze ulterior. Poate dacă ar fi un pic mai informați, ar primi mai cu calm această stare. Însuși, mai avem copii care imediat după vaccin ar putea să manifeste reacțiile anafilactice. Foarte rar, dar sunt. Deci, în cazul în care copilul va manifesta o reacție la unul dintre componentele vaccinului și ar da aceeași stare de leșin sau de respirație îngreunată, șuierătoare, cu dispnee în momentul vaccinării și chiar la o pauză de 30-45 de minute din momentul introducerii vaccinului, se consideră o reacție alergică imediată destul de severă și trebuie de evaluat acest copil la ce anume din componentele vaccinului a manifestat această reacție. Desigur, acest copil trebuie să fie supravegheat cel puțin 2 ore după vaccin, dar și per general, știu că la cabinetele de vaccinare se recomandă copilul să fie încă în instituție sau în apropierea instituției, nu la o distanță mai mare de câțiva metri, pentru o durată de minimum 45 o oră de după vaccin. Astfel se observă starea copilului, pentru că se instalează o reacție alergică, imediat se poate interveni medicamentos pentru a ocupa această reacție. Din reacțiile întârziate, de exemplu, vorbim despre vaccinul de la un an, da, rujeola post-vaccinală, foarte des întâlnită. La 7-a, 14 sau 21-a de zi după vaccin, mai rar la 10-a zi, pot să apară aceleași erupții clasice din rujeolă, cu un pic de febră, prurit, hiperlacrimare.
este o reacție absolut normală și nu vorbim despre faptul că vaccinul, pentru că am vaccinat, nu! Acest copil a făcut un răspuns hiperiergic, mai mult decât anticorpi, dar chiar și niște manifestări cutanate, absolut normale. Se cupează simplu cu un antialergic, antitermic, sub supravegherea pediatrului sau medicului de familie și cu asta s-a încheiat toată întrebarea de reacție adversă. Nu vorbim despre faptul că nu trebuie de vaccinat, ba din contra, continuați să vaccinați, copilul foarte bine a reacționat la acest vaccin. Dorina, avem o întrebare de la un telespectator. Așa. Da, bună seara, vă ascultăm. Ce întrebare aveți? Copilul care la cop. Vă ascultăm, doamnă, da. La copilul care a fost diagnosticat citomegalovirus, se poate de vaccinat. Mulțumim pentru întrebare. Am să fac doar o paranteză aici. Când vorbim despre citomegalovirus, iarăși a devenit și asta o teroare a tuturor familiilor. De foarte multe ori se face titrarea serologică de anticorpi, imunoglobulina G versus citomegalovirus și atunci tot se sperie, copilul meu e purtător de citomegalovirus. Nu! Copilul e purtător de anticorpi pentru citomegalovirus și de cele mai multe ori asta este o întrebare foarte frecventă la cabinet. Mamele transmit anticorp pe perioada sarcinii și imediat după când încep să alăpteze până la 6 luni. Și acești anticorpi nu sunt periculoși absolut pentru sănătatea copilului. Absolut, nu e o contraindicație. Dar dacă vorbim despre un copil care are simptome clasice sau simptome specifice pentru o infecție active cu citomegalovirus și se dozează ADN-ul cantitativ în sânge, menționez în sânge pentru că și în urină iarăși nu înseamnă încă nimic, atunci am putea să ne gândim, vaccinăm acum sau un pic mai târziu, pentru că copilul înseamnă că este într-o infecție acută, așa cum spuneam, deci în momentul în care. Dar dacă copilul are doar anticorpi din clasa imunoglobulinei G, acest copil nici nu este purtător de virus, dar este purtător de anticorpi, protecție pentru virus. Nu e contraindicație pentru vaccin. Întreabă cineva aici în comentarii, de ce anume vaccinul din Republica Moldova de astfel de reacții urâte, cel din Europa nu dă nicio reacție? O fi devine calitatea vaccinurilor? Deci, în primul și în primul rând, poate altfel cum a vrut să reformulez întrebarea, nu avem vaccinurile noastre autohtone care le produce Republica Moldova și ne vaccinăm cu ele. Toate vaccinele din Republica Moldova sunt vaccini importate. Avem țări importatoare, aceeași India, aceeași Japonia, aceeași Marea Britanie și așa mai departe. Deci, există foarte multe dezbateri paralel de acest aspect. Eu am să mă pronunț doar ca și părere personală, pentru că nu pot să am o siguranță nici de cum asupra componenței unui vaccin dintr-o țară sau din alta. Lucru clar este că eu personal, ca și doctor, am văzut reacții adverse atât la vaccinurile europene, cât și la vaccinurile aceleași indie sau aceeași de care cumva se tem populația foarte, foarte, foarte mult. S-a ajuns, deci dezbaterile sunt foarte și nu este nici de cum în competența unui doctor pediatru sau medic de familie să vorbească despre calitatea vaccinurilor. Este exact ca și cum am vorbit despre calitatea unui produs alimentar sau cosmetic sau din altă categorie. Da. Dorina, mai avem o întrebare de la un telespectator. Bună seara, ce întrebare aveți? Bună seara! Vreau să am așa o întrebare. Am un copil de 6 luni. Da. Și vreau să-i fac vaccina. De vreo câteva ori m-am pornit să-i fac vaccina, dar au analiza la sânge și permanent leucocitele smărite. Cifra exactă? A fost și 17 întreg și 1, a fost și 15, dar copilul niciodată nu a avut febră, se manifestă foarte bine, am făcut și uziu la organele interne, la rinichi și mi-a spus totul este foarte bine. Deci, ca și preocupare, aveți leucocitele la cifra care ați menționat-o dumneavoastră, ca și contraindicație pentru vaccin. Da. Ok. Haideți să vă zic că, conform protocoalelor americane, de la 0 până la 6 luni, limita leucocitelor este linie, adică nu este o limită, iar conform protocoalelor europene este până la 20. Din ceea ce spunem în mica, 17,1, 15 este varianta de normă. Nu ne raportăm la niște valori de referință din blancuri mai vechi, cumva niște informații un pic poate neactualizate. Dacă vorbim despre concret mămica cu acest copil, să știți că cifra leucocitelor la copilul dumneavoastră este o cifră normală și ea nu este contraindicație pentru vaccin. În raport cu celelalți parametri din hemoleucocitele,
glaucogramă, dacă sunt în limitele normale pentru vârstă versus urină bine, iar stare de bine a copilului însoțește această analize, puteți să mergeți la vaccin fără niciun problem. Foarte clar. Acum vreau să te întreb despre o problemă. Așa. Care am văzut că îi preocupă pe foarte mulți părinți. Okay. E o întrebare... Așa, în cazul în care copilul are hemangiomă, despre hemangiomă se vorbește foarte, foarte des. Așa. Se face sau nu vaccinul? Am făcut vaccinul la 2 luni și această hemangiomă s-a mărit. După câteva intervenții cu laserul s-a micșorat și am renunțat la vaccin pe ceva timp. La 2 ani, medicul de familie a zis că nu are nicio legătură cu vaccinul, dar când i s-a administrat, a început din nou să se mărească. Ce ne puteți spune? Deci, există studii clare care confirmă faptul că între hemangiom și vaccin nu există nicio legătură, absolut. Și niciodată vaccinul nu a fost un stimulator al creșterii hemangiomului. Știm exact că aceste erupții au o tendință în primele 6-9 luni de viață să crească obligator. Chiar se poate întâmpla ca în primele zile după naștere părinții nici să nu observe localizarea hemangiomului și abia peste câteva săptămâni să se înceapă a contura localizarea acestora și obligator la toți copiii ele cresc. Într-un moment dat, spre vârsta de 9 luni, această creștere se stopează. Bine, mai sunt și situații extrem de rare când până la un an jumate am văzut că deci continuă să crească, dar obligator într-un moment știm că se stopează și încet, încet se resoarbe. Foarte important să diferenciem acele, hai le zic eu, pete roșii, pentru că sunt anumite erupții care le confundă unii cu hemangioamele, dar de fapt sunt alte tipuri de erupții și nu sunt hemangioame acelea. Dar dacă specific e diagnosticat că e hemangioam, el nu este contraindicație pentru vaccin. Perfect. Absolut. Copiii cu hemangioame doar trebuie părinții acestora să aibă răbdare, pentru că spre vârsta de 3-6 ani se resorb sub 100% la toți copiii. Avem situații doar în cazul, zicem despre măsuri de laser, nu sunt de acord și nici știința zice că nu trebuie de intervenit cu laser, pentru că se resorb și este doar un stres suplimentar copilului. Avem doar câteva indicații de a interveni asupra hemangiomului, fie cu terapia asta de laser sau vorbim despre aceleași propranolor, deci medicamente de resorbție, doar în cazul în care acest hemangiom a fost traumat sau se localizează într-o zonă care este ușor traumabilă. Buză, limbă sau vorbim despre cavitatea bucală sau copilul a atins, altcineva i-a atins hemangiomul în zona organelor genitale și așa mai departe. O zonă care ar putea într-adevăr să supună riscului de a fi traumatizat. Am înțeles. O altă întrebare de la o mămică, bebelușii care au dermatită atopică se vaccinează sau nu? Menționez că vaccinul de 2 luni nu l-am pus, dar atunci încă nu a apărut această alergie. Bebelușul are acum 4 luni. Absolut. Dermatita atopică nu este contraindicația pentru vaccin. Spuneam mai devreme despre momentele care ar putea să ne amâne vaccinarea, da? Nici de cum să o anulăm complet. Vorbim despre patologiile cutanate acute, atunci când nu avem abordul cutanat permisibil din cauza dezintegrării cutanate. Dacă dermatita prezintă un puseu de acutizare și la moment sunt acele zone de xeroză cu descoamare activă pe zona femurului unde exact este locul de vaccinare, desigur o să intervenim medicamentos 5-7 zile ca să calmăm acest puseu acut de dermatită atopică, ulterior mergem la vaccin fără nicio problemă. Dermatită atopică, ca și hemangiomul, da, este o problemă a pielii care se poate rezolva după vârsta de 3 ani. Dar asta nu înseamnă că nu o să vaccinăm copilul până atunci. Să știi că mai avem o întrebare de la un telespectator. Okay. Bună seara, ce întrebare aveți? Bună seara. Timomegalia, gradul 1-2, este contraindicație pentru vaccinare? Mulțumim. Nu categoric. Nu. Timomegalia este până la urmă o stare care se întâlnește absolut la toți sugarii și când zic sugari, zic copilul de la 0 la 1 an. La unii copii această retragere este mai lentă, iar la unii mai întârziată. Cum se diagnostică timomegalia? Întâmplător. Atunci când se întâmplă să se facă o radiografie, pentru că copilul poate a suportat o boală respiratorie acută și se merge la o radiografie a organelor cutiei toracice și se identifică această umbră a timusului și respectiv copilul o să fie diagnosticat cu timomegalia. Avem niște situații extrem de rare când copilul prezintă acele simptome pentru imunodeficiențele primare, un copil mai imunocompromis care se îmbolnăvește mai des sau face viroze care se complică mai des și aici s-ar suspecta că această timomegalie are o legătură directă și iarăși se poate amâna pentru o anumită perioadă cât copilul poate primi careva componente medicamentoase, dar nu e contraindicație. Mulțumim, Dorina. Dragilor, noi ne întrerupem pentru o scurtă pauză de publicitate. Nu încetați să lăsați întrebările voastre live pe Facebook și să ne sunați la numărul de telefon. Vom încerca să răspundem la cât mai multe întrebări. Revenim imediat.
Noi am revenit cu pediatra Dorina Agache, discutăm despre vaccinuri în această seară. Spune-ne, te rog, ca să răspundem concomitent la mai multe întrebări care apar și apar, care sunt acele stări ale copilului care trebuie să amâne un pic vaccinarea? Da, stări ar putea să fie, dacă vorbim, spuneam chiar și despre momentul de analiză generală a sângelui. Anemia, hemoglobina sub cifră de 105, corecție medicamentoasă, ulterior mergem la vaccin. Da. Aceleași boli inflamatorii ca pielonefrita sau bronșitele, patologia gastrică, pancreatitele, gastritele și așa mai departe, toate bolile acute, se tratează copilul, perioada de convalescență de 2-3 săptămâni și ulterior poate să meargă la vaccin fără nicio problemă. Iarăși cu o repetare analize generale de sânge și urină, cifrele sunt ok acolo, am mers la vaccin fără nicio problemă. Foarte clar. Cristina ne întreabă, e permis vaccinul când copilul are pielonefrită și primește medicație? Tocmai am vorbit, tratăm. După care vaccinăm. Absolut. Așa, încă o întrebare, da, foarte importantă întrebare, pentru că a venit de la foarte multe mămici, apropo. Spuneți-mi, vă rog, vaccinul pentru cancerul de col uterin la fetițe de 10 ani este binevenit sau nu? Și aș vrea să cunosc care sunt riscurile dacă nu este administrat. Spre bucuria noastră, a tot ce se numește populație, este faptul că, într-adevăr, unul dintre cele mai răspândite canceruri, cancerul de col uterin, a fost identificată ca și cauză human papillomavirusul, da? Deci cu mai multe serotipuri. Însuși, vaccinarea are ca și scop formarea de anticorp pentru acești viruși. Ei fiind cauză directă de declanșare a cancerului de col uterin, prin vaccinare, protecția este de 99,9%, adică însuși riscul de dezvoltare se anulează complet. Vaccinându-ne contra cancerului de col uterin, nu dezvoltăm acest cancer. Și mai curent este și informația despre necesitatea de a vaccina și băieței, nu doar fetițele, începând cu vârsta de 10-12 ani. La noi încă nu a fost instituit ca și un vaccin obligator, încă el se procură dacă părinții solicită vaccinarea, dar deja în țările în alt dezvoltate acest vaccin este instituit tot mai în mai multe țări. Am înțeles. Avem 6 luni, dar până la moment nu am pus vaccinul de la 4 luni, deoarece copilul are mucozități și mai tușește câteodată și suntem după varicelă. E o problemă dacă o să punem mai târziu? Nu, absolut. Deci, în termenul minim de revaccinare între vaccinul de la 2-4-6 luni este de 60 de zile, dar ulterior, dacă se întâmplă ca copilul să prezinte careva contraindicații, de moment, vaccinarea se întârzie și termenul poate să fie unul chiar și de luni de zile, nu se întâmplă nimic. Rămâne sistemul imun doar cu informația de până la acel moment și când are loc revaccinarea, sistemul imun iarăși se reintroduce în activitate, recunoaște porția nouă de antigeni, face porția nouă de anticorpi. Atât. Am înțeles. Mariana ne întreabă, dar am răspuns la întrebarea cu privat și stat. Olga, gemenii mei sunt născuți prematuri, am scăpat vaccinul de la 2 luni și medicul de familie ne zice că nu mai putem pune. E adevărat sau nu? Nu, absolut. Vorbim despre aceleași momente care ziceam că ar putea să amâne prematuritatea sau aceleași ictere prelungite. Care e momentul? Există vaccinul contra rotavirusului, da? Care se instituie prima doză până la vârsta de 4 luni. Și atunci când vorbim despre un prematur care îi se recalculează vârsta, în dependență de momentul de vaccinare, trebuie să fie de la vârsta cronologică. Dacă nu au vaccinat la vârsta de 2 luni, depinde despre care vaccin nu mai poate. Dacă ei hotărăsc să înceapă vaccinarea, deci până la 4 luni, atunci nu are nicio problemă, pe toate le va putea recupera. Dacă e după 4 luni, atunci nu va putea recupera doar rotavirusul, iar ulterior pe celelalte le recuperă fără nicio problemă. Același schemă este cu pneumococul. Până la o anumită vârstă faci 3 doze, la o anumită vârstă doar 2, sau depinde la ce vârstă începi să vaccinezi. Începând cu acea vârstă, este volum de vaccin care îl poți recupera în totalitate și este volum care nu poate să fie recuperat deloc sau parțial. Depinde exact, dar în totalitate, că să nu mai vaccinezi, nu există așa ceva. Absolut. La ce subiect Svetlana ne întreabă? Unde putem să ne adresăm sau la ce specialist pentru a ne întocmi o listă individuală de vaccinare în care sunt incluse și alte vaccinuri, nu neapărat cele obligatorii?
Așa, dacă zicem per general, medicul pediatru, medicul infecționist sau medicul de familie este în drept și în volum de bagaj de informație ca să aducă tot materialul necesar pentru familii. Adică oricare din acești specialiști familia îl poate selecta pentru a avea un dialog clar de a configura graficul de vaccinări obligatorii sau facultative la solicitarea proprie a părinților. Cristina ne întreabă, spuneți-mi vă rog de ce este interzis la copii cu paralizie cerebrală, tonus muscular, vaccinarea. Menționez că după vaccina de la 2 luni, toți medicii ne-au interzis. Doresc o explicație. Pentru mine ușor rămâne să fie straniu această contraindicație, doar dacă copilul a manifestat exact careva reacții adverse la prima vaccinare ar putea să fie ca și motiv de contraindicație. Ulterior, deci însuși ca și fenomen neurologic, paralizia cerebrală infantilă nu este contraindicație pentru vaccin. Adică, acum să dau o explicație pentru o contraindicație instituită de către anumiți specialiști, nu este în drept. De ce? Pentru că poate există și niște subtilități care, cumva mămica nu le expune, dar per general, această patologie nu este contraindicație. Trebuie cazul individualizat de cercetat și de văzut dacă mai sunt și alte elemente pe care noi acum nu le abordăm și atunci zicem că puteți vaccina, dar de fapt sunt alte aspecte trebuie acolo. Trebuie tratată în profunzime această problemă, că e caz un pic mai diferită. Dialog, da, mai avem o întrebare de la o telespectatoare. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Ce întrebare aveți? Deci am un copil de 8 ani jumătate și la nivelul mamelonilor mai jos cu 10 cm are 2 puncte rudimentare, deci un pic mărunii și nouă ni s-a spus că în perioada de pubertate ce se pot dezvolta tot ca și mamelonii, dar un pic se inflamează, dacă este adevărat asta. Deci la nivelul mamelonilor mai are încă 2 puncte. Da, 2 puncte rudimentare mărunii și nouă ni s-a spus că este mamelonii rudimentare și în perioada de pubertate se pot dezvolta de un pic inflamat. Dacă este adevărat. Așa. Deci avem astfel de situații ca niște stigme de disimbriogeneză, da, absolut, atunci când la copil chiar nu doar că sunt niște rudimente, dar chiar pot să fie, deci aceleași mamiloane multiple pe toate liniile mediane, dar este greu acum să vă zic 100% dacă acestea sunt rudimente. Dacă aveți cumva suspecția că este, deci consultul endocrinologului este obligator. Și doi, dacă e vorba de rudimente, ele rudimente o să rămână întotdeauna. Nu este exclus ca în perioada pubertară, când au loc schimbările hormonale, deci acel schimb de estrogeni, deci testosteron, dehidro și așa mai departe, să instituie o creștere și o accentuare a acestor caractere de disembriogeneză, doar că dacă ele sunt cu caracter ginecologic, da, adică aceleași mameloane, înseamnă că ele o să rămână fără nicio creștere. Nu s-ar institui această dezordine odată cu pubertatea. Dacă sunt doar la nivelul pielii, pentru că am înțeles corect, sunt niște piete ca fenii? Da. Corect, da? Ele pot să mimeze mameloanele și așa să rămână întotdeauna. Deci, dar dacă se întâmplă ca totuși să fie o creștere câtuși de cât, consultul endocrinologului este obligator pentru dozarea hormonilor sexuale. Revenim la tema zilei de azi, la vaccinuri, și ne întreabă domnul Mihai Stratulat dacă este adevărat că copiii de doctori sunt permanent în întârziere cu vaccinarea. Da, asta este cred că un mesaj de final. Se poate întâmpla ca, într-adevăr, copiii de doctori să fie cu întârziere în calendarul de vaccinări, pentru că, probabil din cauza activității și se întâmplă așa ca și cizmarul fără cizme, în momentul în care încercăm să ajutăm și să fim foarte preocupați la cabinet, cumva să trecem de vârsta cronologică a copilului și atunci, da, se întâmplă să întârziem și eu personal am întârziat cu copiii cu vaccinarea. Au fost și situații de corecție a hemoglobinii sau situații când copilul a prezentat aceleași manifestări de boală respiratorie acută, viroze ușoare de sezon și atunci, da, am amânat vaccinarea. Dar și au fost întârzierile din cauza ocupării excesive la cabinet și, da, domnul Stratulat știe foarte bine, pentru că și dumnealui întârzie foarte mult cu vaccinarea, atât la primul cât și la al doilea copil. Părinți normal, ce absolut, să mai... Absolut, absolut. Da, dar suntem pentru vaccinare, pentru că, într-adevăr, ne vaccinăm contra unor boli extrem de grave și, într-adevăr, am avut
situației, pe perioada de rezidențiat și de activitate, să vedem copii care se îmbolnăvesc și manifestă o clinică extrem de severă, îmbolnăvindu-se și complicațiile, tot ce se întâmplă de după boală este extrem de sever și doar prin vaccinare noi putem să prevenim aceste lucruri în familia unde... Deci noi privăm copiii de acel drept de a fi sănătoși și de a nu se îmbolnăvi cu aceste boli. Uh-huh. Și dacă și se întâmplă ca copilul să facă boala, deci ea o să fie suportată mult mai ușor și niciodată cu complicații. Uh-huh. Dorina, foarte scurt, de la Nadia, a ratat vaccinul de la 2 luni și respectiv 4 luni din cauza greutății copilului necorespunzătoare vârstei. Le putem recupera pe parcurs? Da, absolut, sigur. Absolut. Sigur, da. Așa ce este relativ cu ceea ce se numește greutate necorespunzătoare, pentru că aceeași tabelă percentilică poate să fie interpretată diferit. Îți mulțumesc din numele tuturor părinților pentru aceste sfaturi utile din această seară. Te mai așteptăm cu mare drag la noi. Vă mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Fiți alături de noi în continuare. Numai bine!